pare rău că actorii principali nu sunt prezenți aici și mă refer la domnul primar Baczynski și la domnul Walter Popescu, care ar trebui să ne explice cum au calculat și cum au ajuns la acest preț al gigacaloriei, pentru că dumnealor ar fi trebuit să vină cu niște răspunsuri aici, iar noi, cei de față, ar fi trebuit să-i ajutăm în rezolvarea problemei Enetului. Boicotul, ca așa pot să spun, acestei întâlniri se datorează celor doi, vă spun. Lipsa furnizorului Enet este o brăznicie din partea mea, adică atunci când vine președintele Enet, zice, Enetul are obligația să vină. Cred că la momentul ăsta Enetul nu va putea să ia de la populație mai mulți bani decât a luat până acum, pentru că în situația în care prețul era de 270 de lei la populație, pierderile la Enet în principal se datorau peste 50% neplății facturilor de către populație, sau cel puțin așa declara Walter Popescu. La un preț de 400 de lei gigacaloria, eu cred că nu va mai lua nici banii care îi lua până acum de la populație. Văd că aici prezența nu e completă, adică noi discutăm și facem un fel de taifas, ca să-i spun așa, în lipsa eroilor principali. Serviciul de termoficare este, trebuie să știți exact ce este, este un serviciu public de interes local. Fiind de interes local, primul răspunzător de realizarea serviciului de termoficare este primarul municipiului Focșa, pe care dumneavoastră l-ați ales. Deși au venit tot timpul pe la ministerul, având ușa deschisă la orice oră din zi și din noapte, atât domnul primar Baczynski, cât și domnul Walter Popescu, și mă deranjează că nu sunt aici. Pentru că în alte ocazii sunt destul de guralivi și ar trebui să fie guralivi și în fața dumneavoastră, care știți de câte luni stați fără apă caldă aici și cum vă pregătiți pentru sezonul rece și ce perspective aveți să tremurați în Focșa. Ideea din care a plecat acest grup de lucru a fost că sistemul de termoficare în general în România este un sistem extraordinar de bolnav. Acest sistem cu acordarea subvențiilor nu a fost benefic, pentru că a înghițit foarte mulți bani și nu s-a întâmplat nimic. Niciun investitor serios nu s-a lipit de acest sistem de termoficare cum se duce prin alte părți, pentru că nu atât partea de vindere a energiei termice este atrăgătoare pentru un investitor, ci acel investitor poate să intre cu energie electrică produsă în cogenerare în sistemul energetic național. Dumneavoastră știți, poate pierderile alea înseamnă vreo 200 de oameni în post la operator, poate înseamnă salariile cam mare al domnului Walter Popescu, poate înseamnă vreo investiție în vreo mașină, Opel, Skoda, nu știu ce. Cine le-a dat voi să mărească prețul ăsta la 400 de lei? E hotărârea Consiliului Local, va. Autonomia locală. Hotărârea Consiliului Local. Vreau și eu să știu din Consiliul Local cât stau la bloc și cât au pensia de 500 de lei pe lună. Un apartament cu două camere consumă 1 gigacalorie jumate. Asta înseamnă 400 plus 200, 600. La pensia de 500 și numai căldura. De unde mai aduce omul bani? O sunteți din partide diferite. Vă batiți pentru ciolan. Dar batiți-vă și pentru oameni, și pentru noi. Vă arăt cu bonul de 500 de lei. Vă dați seama că vă bate joc? Nu vă gândiți că Ceaușescu a fost omorât pentru 10 lei? Nu vă gândiți că Gloanțe sunt și pentru dumneavoastră? Câți dintre dumneavoastră? Că nu stați acum acolo, stați la bloc! Și vă încălziți cu caloriferii de la Walter Popescu. Doamnă, vă rog frumos, odată cu administrația publică locală, când și-a câștigat autonomia, prin votul care îl dăm odată la 4 ani, girăm primarul și Consiliul Local să răspundă de tot ce înseamnă problemele comunității noastre. În momentul de față, aceste probleme sunt gestionate de domnul Baczynski și de Consiliul Local Focșani. În momentul de față, noi am venit aici cu reprezentanții Ministerului, ANRSC-ului, domnii deputați vă reprezintă interesele ca și aleși în Parlament și împreună am vrut să facem o dezbatere publică. Așa cum s-a spus aici mai devreme, există un proiect european în care municipalitatea este angrenată, urmează să primească 35 de milioane de euro.
Mai nou, această sumă s-a suplimentat cu 6 milioane, deci jumătate din partea de cofinanțare va fi suportată tot din bani europeni. Și pentru acest proiect european, municipalitatea s-a obligat și am două hotărâri de Consiliul Local în față, și anume hotărârea 388/2010, corectată prin hotărârea 4/2011. O să-mi permit să vă citesc din această hotărâre de Consiliul Local. Articolul 1. Se aprobă asigurarea din bugetul local al municipiului Focșani a sumelor necesare pentru acoperirea subvențiilor propuse a fi acordate de la bugetul de stat pentru energia termică livrată populației, conform previziunilor din anexa 1 la prezenta hotărâre. Preluarea se va realiza în situația în care, urmarea unor modificări legislative, subvențiile de la bugetul de stat nu vor mai fi acordate. Deci, în momentul semnării acestui proiect european, municipalitatea s-a obligat ca, în condițiile în care subvenția de la guvern dispare, să suporte cheltuielile legate de încălzirea centralizată. Ce se întâmplă în condițiile în care noi nu ne respectăm această obligație asumată? Se duce la rezilierea contractului și pierderea banilor despre care... Și chiar și la rambursarea sumelor. În cazul în care deja s-au făcut rambursări, aceștia vor fi dați înapoi. Ce se întâmplă în situația în care noi ne confruntăm cu un val din ce în ce mai mare de debranșări? Cred că se pune sub semnul întrebării chiar utilitatea proiectului.